Salutare, dragii mei! Voi face o mâncare pentru cină de cartofi noi cu usturoi și mărar la cuptor, iar pentru această rețetă voi folosi aproximativ 5-600 grame de cartofi noi, aproximativ 150 ml de ulei de măsline, un usturoi verde, cam o căpățână, puțin cimbru, boia de ardei dulce, piper negru măcinat, mărar, eu am din acesta proaspăt, din grădină, pe care l-am spălat și tocat, mărunt, și, bineînțeles, sare după gust. Voi începe rețeta prin a tăia cartofii în cubulețe mai mici, deoarece ai mei sunt mari, iar voi, dacă aveți cartofii mai mici, îi puteți lăsa și întregi. Dragii mei, am terminat de tăiat toți cartofii și i-am mutat într-un bol mai mare, iar acum voi continua să fac dressingul. Așadar, dragii mei, voi pune într-un bol usturoiul pe care l-am dat prin presă. Boiaua de ardei dulce. Piperul negru măcinat. Îmi scuzați mâna, deoarece pisicuța mea m-a zgâriat. Se mai întâmplă și accidente. Voi adăuga și cimbrul uscat. Sare după gust. Nouă ne place mai sărată mâncarea. Acum voi adăuga și uleiul de măsline. Voi pune la ochi aproximativ 150 de mililitri sau 200. Și acum voi amesteca totul foarte bine. Cred că voi mai pune puțin ulei. Cam atât. Și vom pune dressingul peste cartofi. Dragii mei, acum voi pune un capac și voi amesteca foarte bine toți cartofii. Dragii mei, am amestecat foarte bine toți cartofii împreună cu dressingul. Iar acum îi voi așeza într-o tavă în care am pus hârtie de copt ca să nu se lipească. Îi voi nivela frumos. Și îi voi da la cuptorul încins la 200 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Sau până când aceștia s-au gătit. Uitați cât de bine arată. Și necopți. Dragii mei prieteni, cartofii
cu usturoi și mărar la cuptor sunt gata. Uitați cum arată de bine și au un miros excelent, fenomenal. Așa arată și înăuntru. Acum voi pune și mărarul. Sunt foarte gustoși și sănătoși și se mănâncă la prânz sau seara. Vi recomand cu încredere, mai ales în această perioadă, când este perioada lor. Eu vă urez poftă bună și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri. Pa, pa! Vă pup și pe data viitoare!